După retrogradarea pandurilor, toți jucătorii au fost declarați transferabili, în timp ce pe unii din ei ar da și gratis, condesc puține la preț când vine vorba de jucătorii care au stârnit interesul echipelor din prima ligă. Pe această listă se află și Alex Păcurar, golgheterul pandurilor în sezonul trecut cu 5 reușite. Condescu vrea să se umple de bani de pe urma transferului lui Păcurar. I-a fixat un preț de 450.000 de euro, sumă care i-ar putea ține la distanță pe doritori. La fel s-a întâmplat și în iarnă, când deși era căutat de echipe de top din Liga 1, Păcurar mai are un an de contract cu pandurii, dar nu vrea nici în ruptul capului să joace în Liga 2, astfel că și-a pus impresarul la treabă să-i găsească echipă. Mijlocajul pandurilor a ajuns la Târgu Jiu în urmă cu 3 sezoane și jumătate și a mai fost dorit în trecut de Vaslui, CFR Cluj, dar și de câteva cluburi din străinătate.